Se pregătește să fluiere pentru prima dată în această seară. Centralul Radu Petrescu începe chiar acum derbiul Moldovei dintre CSM Iași și Cea Clou Piatra Neamț. Cu un pas bun, Semenenko încearcă șutul din afara careului. Absolut nicio problemă pentru Miron. Un început de partidă destul de intens aici pe stadionul Emil Alexandrescu. Revedem execuția, mijlocașul ucrainean Artem Semenenko are 24 de ani. Poate centra, o face la 16 metri și o reluare acrobatică a lui Golubovici. A prins cadrul porții, totuși nu l-a pus în dificultate pe Irimia. Iată centrarea lui Achim și de la marginea careului a reluat Golubovici. Este lansat Bădescu în careu, Bădescu încearcă șutul, mingea lovește bara. O execuție fulgerătoare a lui Bădescu, Stana a trimis o minge către Constantinescu. Irimia, iată, pleacă din poziție regulamentară Bădescu. Trage la colțul scurt, mingea lovește transversala. Este al treilea șut și țigănașul până la urmă și face o criză de nervi Claudiu Tudor. Îl ceartă pe coechipierul său. Cu siguranță, dacă CSM Iași va mai beneficia până la finalul partidei de o asemenea oportunitate, nu va mai șuta țigănașul. Controlează bine balonul acum Moreno și lansează pe Constantinescu. Excepțional a fost Irimia, poartă rămâne totuși goală și respinge Crețu. Încă o ocazie pentru Ceahlăul, viitorul Dinamo. Revedem această acțiune a lui Constantinescu, ieșirea lui Irimia și un șut pe jos. A salvat însă Crețu, oricum se afla lângă el și Jovanovici. Aut interiorul terenului, trage însă anemic cu piciorul stâng Ionuț Bădescu, lovitură de la colț, bate țigănașul, o reluare, gol! Gol 1-0 pentru Eșeni, reușește să deschide scorul în minutul 49, Milea. Foarte bun începutul de repriză secundă pentru CSM Iași. Iată, la o fază fixă, cedează apărarea Ceahlăului. Așa se întâmplă în fotbal, de câte ori nu am văzut un astfel de scenariu. O echipă să rateze ocazii importante și cealaltă să marcheze. Este cazul Iașului în această seară. Golul lui Milea, cea de-a doua reușită în acest sezon pentru Milea. Foarte bună execuția de la colțul terenului, o minge tăiată în 6 metri și o reluare impecabilă cu capul a lui Milea. O replică furioasă a Ceahlăului, oh, ce greșeală, Hergelegiu! O ratare în stilul lui Pătulea, incredibilă gafa pe care o face Aloizio cu mâinile în cap. Irimia, iată, într-un singur minut Iașul putea să marcheze de dor. Iată-l pe Aloizio, face o preluare, apoi bărbierește mingea, vine din spate Hergelegiu, are mult timp pentru a pregăti execuția. Cred totuși că-i sare mingea lui Hergelegiu, poate aici vom vedea, lovește din aer această minge și o face foarte rău. O intervenție cu mâna, o respingere cu mâna a lui Barna. Oare ce căuta cu mâinile acolo fundașul Ceahlăului? Tanul Tincu, bară! Ghinion pentru Ieșeni, să nu uităm însă și Ceahlăul a avut o bară în prima repriză, absolut super meciul. Acesta este hands-ul lui Barna și lovitura de la 11 metri, ratată însă de Tincu, a vrut să dea sus capitanul gazdelor. Ghicise colțul, dar dacă minge era pe poartă, nu cred că avea ce să facă Miron. Velici, centrarea lui Velici pentru Stana, preluarea lui Stana pe piciorul drept, Stana trage, Stana respinge Irimia. Ce ocazie are și Ceahlăul Piatra Neamț. Redem centrarea lui Velici, foarte liber în acea zonă a terenului. Era Stana, are timp să prea și face mingea pe piciorul drept, trage totuși destul de slab și
îi permite lui Irimia să intervină. A dat exact pe direcția portarului Gelu Veliș, întrează Moreno pentru Lucanovic, lovitură de cap direct în brațele lui Irimia. N-a reușit să placeze această minge Lucanovic, suedezul Marco Lucanovic. De la 11 metri a reluat cu capul Lucanovic. Atacul primește în stânga Ciucur, spații mari în apărarea cea florului în care este Pătulea. Cere Pătulea la prima bară, apoi s-a retras. Onofraș minge departe. O fază care i-a ridicat în picioare pe spectatori. Liviciu Botariu își dorește ca echipa lui să închidă cât mai repede această partidă, să se desprindă pe tabelă. Ciucur întoarce foarte bine pentru Onofraș. Vine fără om în marcaj. Marius Onofraș trimite foarte puternic, dar nu cadrează fostul jucător al Stelei. A lui Aloizio, din nou Pătulea. Mingea se ducea la Semenenko. Voleul Onofraș pe centrul porții. Va fi corner. Mult mai bine a lovit acum mingea Marius Onofraș. Mi-a plăcut și prestația de până acum a lui Adrian Pătulea. A intrat foarte motivat, a venit cu un plus de pe banca de rezerve. Mai multe realizări. Ionescu scapă acum Ciucur. Ciucur poate închide partida. Ciucur, Ciucur! Încă o ocazie monumentală ratată de CSMSA și în repriza a doua. Salvează Miron și în continuare Ciaclăul poate spera la un rezultat pozitiv, la un egal măcar. Cât timp au avut Ciucuri pentru a pregăti execuția? L-a citit însă Miron. Mai pregătește încă o centrare. Spaniol, o reluare foarte frumoasă a lui Gelu Veliș. Minge pe poartă, dar reținută de Irimia. Ar fi fost un gol fabulos dacă acest balon se ducea în poartă. Iată, cam așa a trimis în prima repriză, vă amintiți cu siguranță, Bojan Golubović. Centrarea lui Moreno. Frași nu a mai urmărit mingea. Sunt ultimele secunde, poate ultimul atac, ultima șansă pentru Ciahlăul. Fluieră Radu Petrescu și este victorie, a treia victorie consecutivă în Liga 1 pentru CSMSA. Am văzut pe eroul gazdelor Milea, el a marcat singurul gol în startul reprizei secunde. Bucurie foarte mare pentru Liviciu Botariu și pentru oamenii din staful Iași, pentru spectatori. Are cine se gândea, iată, în urmă cu poate 2-3 săptămâni că Iași va reuși o asemenea serie de 3 victorii consecutive